Stimate domnule președinte al Senatului, stimate domnule președinte al Camerei Deputaților, doamnelor și domnilor miniștri, doamnelor și domnilor senatori și deputați, vin astăzi în fața dumneavoastră pentru a angaja răspunderea guvernului pe care îl conduc pe un pachet de măsuri care să reducă risipa bugetară și să pună punct modului în care cei puternici și cu foarte mulți bani se credeau de neatins. Vă spun cu toată responsabilitatea. De astăzi s-a terminat cu dubla măsură. S-a terminat cu privilegiile la stat. S-a terminat cu excepțiile peste excepții din mediul privat. Și mai ales s-a terminat cu banii făcuți ușor din evaziune fiscală. La fel ca toți românii. Și eu m-am săturat de ipocrizie. M-am săturat să aud că dacă nu ai privilegii, dacă nu ești șef la stat, atunci nu mai poți munci. Sau că dacă nu ai ajutoare de stat, subvenții, ori facilități fiscale, atunci dai faliment sau ai voie să încalci legea. M-am săturat să văd că unii își încasează lună de lună salariu fără să aibă vreo performanță, în vreme ce alții trebuie să muncească pe rupte pentru acel salariu. M-am săturat să văd cum unii își pot plăti corect toate taxele, contribuțiile și impozitele, iar alții urlă ca din gură de șarpe că nu se poate să fie corect. Trebuie să înțelegem cu toții că așa cum a fost până acum, statul român nu poate merge mai departe. Nu mai putem să ne mințim unii pe alții. Nu mai putem să ne facem că facem. Nu mai putem să cerem mereu fără să dăm nimic în schimb. Trebuie să punem tot sistemul pe baze corecte și echitabile pentru toți. Cei care muncesc, indiferent unde muncesc, la stat sau la privat. Stimați colegi, măsurile cu care vin astăzi în fața Parlamentului au fost dezbătute îndelung. Ele nu sunt o simplă reacție la nevoile de acum ale statului. În ultimele luni am avut un dialog public consistent și ne-am întâlnit cu toți cei care au avut ceva de spus pe această temă. Astăzi îmi asum răspunderea pentru un set de măsuri, dar suntem abia la începutul unei reforme mai ample, care înseamnă, de fapt, o reașezare a statului pe baze mult mai corecte și echitabile. Este un efort național a României din 2023 pentru a avea o economie mai puternică și a trăi mai bine și în 2025 și în 2030. A fost o dezbatere pe care nu o mai puteam amâna. De aceea a mers înainte cu mult curaj, curaj care, din păcate, a lipsit în ultimii zeci de ani în materie de reforme. Pentru că timpul nu are răbdare cu noi. Eu nu vreau să văd o nouă generație îndatorată doar pentru că noi pierdem acești ani fără să facem nimic. Știm că românii vor un stat mai implicat, mai implicat și mai eficient, cu servicii publice mai bune, susținute de o economie dinamică. În următoarele săptămâni vom demora un proces de simplificare a legilor țării, astfel încât toate eforturile făcute de românii care muncesc, de sectorul privat și de statul român să poată fi valorificate la justa valoare și așteptare a tuturor românilor. Echilibrarea sistemului fiscal și legi mai bune înseamnă apropierea de ceea ce numeam acum câțiva ani o țară ca afară. Dar aceste obiective nu pot fi atinse fără organizare,
fără simplificare sau fără un buget mai puternic al statului care să-i ajute pe românii să treacă cu bine peste crizele cu care ne confruntăm și noi, dar și celelalte state din Europa și din restul lumii. Doamnelor și domnilor, nu sunt adeptul modificărilor fiscale atunci când nu e cazul. Nu am susținut niciodată măsuri luate peste noapte, fără nicio analiză. Nu cred în varianta inventării de noi biruri pentru mediul de afaceri corect, care își achită impozitele și taxele la stat. Cred însă că măsuri dure trebuie luate acolo unde există fraudă, acolo unde există evaziune, acolo unde există risipă în cheltuielile statului. Cred că singura cale prin care această țară se poate dezvolta este un parteneriat cinstit și real între guvern și mediul de afaceri. Stimați colegi, vă spun sincer că în ultimele luni de zile foarte multe persoane mi-au sugerat că nu este acum momentul să luăm aceste măsuri. Înaintea unui an electoral fără precedent cu 4 rânduri de alegeri. Că ar fi mai bine să ascundem problemele sub preș și să amânăm toate aceste măsuri după alegeri. După alegeri, când românii nu mai pot sancționa prin vot pe nimeni. A nu face nimic, pentru că vin alegerile și nu trebuie deranjat nimeni, nici măcar cei incorecți, nu este o opțiune pentru mine și Guvernul României. A nu face nimic și doar a da din gură din opoziție, după ce ai nenorocit bugetul României, iarăși nu poate fi o opțiune. Eu nu pot și nu vreau să las o țară fără opțiuni. De aceea nu am adoptat varianta comodă în care să nu fac nimic. Stimați români, am multe defecte, dar cu siguranță nu pot să vin. Nu pot să vin în fața dumneavoastră și să vă mint așa cum ați fost mințiți înainte de alegeri din 2009, când vi s-a promis raiul pe pământ și apoi v-au fost tăiate salariile și pensiile. Cred că măsurile trebuie luate atunci când sunt necesare, chiar dacă ele nu sunt pe placul unora. Chiar dacă cei care au crezut că șmecheria va putea continua la nesfârșit, țipă acum cât pot de tare. Nu, dragi români, astăzi se va încheia o etapă din istoria României, astăzi se termină cu șmecheria. Astăzi, guvernul pe care îl conduc își asumă răspunderea tocmai pentru că România nu-și mai poate permite să se bazeze doar pe munca celor cinstiți, a celor care își plătesc corect taxele și impozitele la stat, iar pe ceilalți să nu-i deranjeze nimeni. România nu-și poate permite că doar cei cu salarii mici să plătească corect taxele, iar cei cu venituri mari să le tot optimizeze. De astăzi, toată lumea va plăti în funcție cu cât câștigă. Nu poți să fii milionar, dar să plătești taxele la echivalentul salariului minim pe economie. Nu poți obține profituri excesive, dar în țara în care le-ai obținut să nu plătești nimic. La fel cum nu se poate, ca simpla prezență la serviciu, să-ți dea dreptul automat la sporuri de 10.000 de lei. Fără nicio performanță. Și din acest motiv, tot astăzi, guvernul pe care îl conduc își asumă și răspunderea pe măsurile de reducere a risipei bugetare. Pentru că nu este corect ca statul român să se lăfăie cu cheltuieri care cresc de la an la an, rezultatul fiind doar un act administrativ total ineficient și fără legătură cu nevoile reale ale cetățenilor. Stimați colegi, oprirea risipei bugetare a fost primul obiectiv de la care s-a plecat atunci când am pornit această reformă fiscală. Și iată, astăzi, vin în fața dumneavoastră cu cea mai ambițioasă reformă a aparatului bugetar de după Revoluție. O reformă promisă de atâtea ori,
de care România nu mai poate scăpa și, culmea, o va face un premier social-democrat. E clar pentru toată lumea că ce a fost până acum nu a funcționat. În timp ce calitatea serviciilor publice a stagnat, cheltuielile cu personalul bugetar au explodat. În ultimii 10 ani, cheltuielile cu salariile bugetarilor au crescut de 160 de ori, de 2,6 ori. Însă performanța și eficiența actului public nu. De aceea, prin legea prezentată astăzi, va fi mai multă cumpătare pentru bugetarii cu venituri mari. În același timp, angajații cu salarii mici vor primi în continuare vouchere și alte măsuri de susținere a veniturilor. Totodată, vor fi mai puțini șefi. Se vor desființa mii de posturi de șef cu toată salva de consilieri, șoferi și secretare. Vor dispărea și un sfert din funcțiile de secretar de stat, vicepreședinți și celelalte funcții de demnitate publică asimilate acestora. În plus, vom implementa un plan de reducere a risipei în aparatul bugetar, atât pentru administrația centrală, cât și în cea locală, companii de stat și instituții autonome. Vor fi limitate cheltuielile cu achizițiile și vor fi controale mult mai stricte pentru depășirea acestor limite. Indemnizațiile vor fi plafonate, iar acordarea acestora se va face doar în funcție de performanță. Suplimentar, vom comasa și descentraliza o serie de instituții, tocmai pentru a reduce cu cel puțin 15% cheltuielile de funcționare și cele cu materiale și servicii. Prin toate aceste măsuri avem un singur scop, acela de a însănătoși finanțele publice și de a reduce îndatorarea României pentru a putea aloca mai mulți bani acolo unde este într-adevăr nevoie, în instituții, în educație, sănătate și infrastructură, în producție și crearea de locuri de muncă aici, în România. Doamnelor și domnilor, am început prin a vă spune că nu sunt adeptul inventării de noi biruri pentru mediul de afaceri corect, care își achită impozitele și taxele la stat. Și că, în opinia mea, măsurile dure trebuie luate acolo unde există fraudă, acolo unde nu există evaziune. Din acest motiv, legea propusă astăzi prevede măsuri clare pentru reducerea fraudei și a evaziunii fiscale. Nu mai putem continua să ne bazăm doar pe taxele plătite corect de românii cinstiți, fie simpli cetățeni, fie antreprenori. Nu este corect că doar unii să plătească, iar toți ceilalți să aibă doar pretenții. Cu toții vrem un sistem de sănătate puternic și accesibil tuturor. Cu toții vrem un sistem de învățământ care să ne educe într-adevăr copiii. Cu toții vrem servicii sociale unde părinții și bunicii noștri să fie îngrijiți corespunzător. Dar toate acestea costă bani și nu pot fi construite când România are o evaziune fiscală de 10% din PIB, 160 de miliarde de lei, 32 de miliarde de euro. De aceea vom crește masiv amenzile și vom confisca pe scară largă bunurile provenite din evaziune. Vom impozita cu 70% tot ce înseamnă avere ilicită. Însă, impozitarea cu 70% a sumelor nejustificate nu înseamnă taxarea banilor la nuntă sau la botez. Nu! Cu 70% va fi taxat cel care nu și-a plătit corect taxele și impozitele, cel care a făcut evaziune, cel care a furat din banii pentru sănătate, pensii și educație. Stimați colegi, de 3 luni de zile nu a fost zi în care pachetul propus astăzi să nu fie discutat, iar fiecare măsură analizată chiar de mai multe ori cu toți partenerii sociali, sindicate, patronate, ONG-uri, administrație locală. Pentru că eu cred că atunci când vei reașeza întregul sistem fiscal,
trebuie să discuți înainte cu toată lumea. Modelul economic bazat pe privilegii și facilități fiscale pe care s-a mers până acum nu mai poate continua. România nu-și mai permite facilități și privilegii de 75 de miliarde de lei și o evaziune fiscală de 150 de miliarde de lei pe an. Adunate înseamnă 15% din PIB-ul României, exact când ar trebui ca să ajungem în media europeană la venituri. Astăzi avem printre cele mai mici taxe și impozite din Europa, pe capital, dar încasăm cel mai puțin TVA. Practic, mai mult de o treime. Nu încasăm. La impozitul pe profit încasăm doar un sfert din ceea ce ar trebui, iar la impozitul pe venit doar 80%. Nu încasăm taxe, în schimb ne împrumutăm la nesfârșit, riscând blocarea banilor de la Uniunea Europeană. Așa nu vom ajunge nicăieri. Doamnelor și domnilor, în ultimii ani s-au dat facilități fiscale imense pentru firme și diverse categorii de angajați. Logic, ca urmare a creșterii economice, ar fi trebuit ca și veniturile statului să crească. Cu toate acestea, încasările au stagnat. Suntem la 27% din PIB. Mai mult, bugetul României astăzi se bazează pe taxele plătite de salariații pe consumul acestora și pe investițiile publice. Dar românii, ca premier, sunt obligați să pun interesul României mai presus decât interesele unor grupuri nemulțumite că fac profituri nu de miliarde, ci doar de sute de milioane. În interesul suprem al României este să nu ni se oprească fondurile europene și PNRR-ul. Peste 70 de miliarde de euro. Și să nu fim penalizați cu o amendă de 0,5% din PIB pentru depășirea deficitului bugetar. De asemenea, interesul suprem al României este să adere la OECD, pentru că asta ar însemna investiții de miliarde de euro în țara noastră. Dacă nu vom face acum nimic, ar însemna să oprim dezvoltarea României și finanțările pentru construcția de autostrăzi, școli și spitale. Eu nu vreau și nu pot accepta riscul stopării fondurilor europene și a PNRR doar pentru că unii nu înțeleg că trebuie să fie corecți. Doamnelor și domnilor, am văzut o felul de interpretări, cum că aceste decizii aduc austeritate. Adevărul este că austeritatea a fost în 2010, când s-au tăiat salarii și pensii și s-a majorat TVA-ul de la 19% la 24%. Atunci românii au fost sărăciți și s-a prăbușit puterea de cumpărare. Acest guvern nu crește TVA-ul general. Acest guvern păstrează la 9% TVA-ul pentru alimente și medicamente. La fel cum păstrăm TVA-ul cel mai mic de 5% la lemne de foc, energie și gaze. În plus, cum poți vorbi de austeritate când una dintre principalele măsuri este creșterea salariului minim cu 10%, iar în construcții cu 12,5%? Să crești salariul minim pentru 2 milioane de oameni, din punctul de vedere al unora, este austeritate. Știu, este dureros pentru anumite interese economice, însă toți trebuie să plătim corect taxele aici, în România, corect și echitabil. Trebuie să facem un mediu concurențial corect, în care fiecare plătește în funcție de cât câștigă, nici mai mult, nici mai puțin. Taxăm suplimentar profitul băncilor și mai ales venim cu o nouă abordare în cazul companiilor mari, care vor plăti un impozit de minim 1% din cifra de afaceri. Este o măsură de echitate pe care o propun de 2 ani de când eram în opoziție. Marile companii să plătească măcar la nivelul minim al unei companii românești. Avem însă grijă ca investițiile acestor mari firme să fie protejate, fiind eliminate din calculul acestui impozit. Mai mult,
asigurăm echitatea fiscală între contribuabili prin eliminarea graduală a excepțiilor și privilegiilor fiscale. Sigur că vor fi întotdeauna unii care vor spune că nu este bine. Așa au spus când am reglementat piața energiei, iar românii au plătit prețuri normale la facturile de curent și gaze. Așa au spus când am plafonat prețurile la alimentele de bază. De aceea, vă spun și acum, măsurile fiscale propuse nu vor distruge nimic. Din contra, vor stimula dezvoltarea României. Dragi români, repet ca să fie foarte clar, oamenii obișnuiți nu vor plăti niciun fel de taxe în plus. Vor fi supraimpozitate, însă profitul excesiv, luxul și viciile. Cine are proprietăți scumpe de peste 500 de mii de euro sau iahturi ori mașini scumpe, este normal să plătească mai mult. De asemenea, alcoolul, tutunul, băuturile cu zahăr și ulterior jucurile de noroc trebuie taxate mai mult, pentru că efectele lor devin probleme majore de sănătate publică, iar eu nu pot asista nepăsător la distrugerea unor generații întregi. Doamnelor și domnilor, știu că în aceste zile românii de bună credință se întreabă ce se va întâmpla cu taxele și impozitele lor. Dacă acești bani vor fi bine cheltuiți sau vor ajunge prin vreun portbagaj. Înțeleg aceste îngrijorări ale românilor și tocmai de aceea, astăzi, de la tribuna Parlamentului, vreau să transmit un mesaj foarte clar pentru toți cei care sunt în serviciu public, politicieni sau nu. Această guvernare este despre reforme și economie, despre binele românilor și dezvoltarea României. Cei care vor să folosească funcția publică sau politică pentru beneficii personale nu vor fi tolerați în această guvernare și nu se vor putea ascunde după carnetele de partid. Am văzut că cei care clamau fără penali acum fac scut în jurul penalilor din propriul partid. Spre deosebire de ei, eu și acest guvern vom avea toleranță zero față de corupție. Solidaritatea noastră este doar cu românii, în special cu cei care își numără banii de la un salariu la altul. Solidaritatea noastră este cu pensionarii, cărora vom crește pensiile. Solidaritatea noastră este cu firmele care fac profit, dau locuri de muncă pentru românii și își plătesc corect taxele în România. Dar nu voi fi niciodată solidar cu cei care confundă funcția publică cu moșia proprie. Nu voi tolera niciun exces și le cer tuturor celor care sunt în slujba românilor să se gândească de două ori înainte de a aviza vreo achiziție publică. Ne putem face treaba și fără cele mai noi mașini, telefoane sau deplasări externe al cărui singur scop este plimbarea. Rețineți, dragi colegi, noi putem legifera foarte multe, dar nu putem legifera bunul simț și responsabilitatea. Asta depinde de fiecare dintre noi. Doamnelor și domnilor, România are nevoie de această reformă majoră, iar eu sunt pregătit să mi-o asum. Este singura șansă pentru a continua dezvoltarea acestei țări. Singura șansă pentru a crește nivelul de trai al generațiilor actuale și viitoare. Prin urmare, doamnelor și domnilor, având în vedere toate argumentele expuse mai sus, în temeiul articolului 114 din Constituția României, guvernul își angajează răspunderea asupra proiectului de lege privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung. Vă mulțumesc!